Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit în lumea rațiunii. Acesta este al 200-lea episod al emisiunii noastre, care la un moment dat purta numele de Cronica Scepticului. Ar trebui să fie un număr sau un episod aniversar în care, eu știu, să rememorăm tot felul de năzbâtii despre care am vorbit în trecut, în care să ne amuzăm, să facem planuri de viitor. Lucrurile s-au precipitat oarecum și nu pot realiza întru totul o emisiune festivă. Poate că episodul viitor al 201-lea episod al emisiunii noastre va fi gazda unor lucruri așa mai festive, să le zicem noi așa. S-au întâmplat niște lucruri. A zice, totuși, țin de zona amuzantului, dar în același timp, nu știu cum să vă zic, n-au cum să nu nască o anume neliniște care mă cuprinde și pe mine. Pentru că, dar să vedeți despre ce este vorba. N-am să intru direct în subiect. A să vă povestesc despre omul pe care îl vedeți acum pe imaginea de pe calculatorul meu. Este Simon Sinek. Este și el un publicist. El scrie tot așa în zona sceptică mai degrabă. A scris la un moment dat o serie de articole, pus o carte, în care critica bazele științifice, între ghilimele, ale unei medicini din acele alternative, chiropractica, ceva de genul ăsta. N-am abordat acest subiect pentru că nu, chiar toate gogoșile nu merită chiar așa prezentate. Dar cine știe, poate vom vorbi și noi despre chiro practică. Și omul a fost dat în judecată de Asociația Chiropracticienilor din Marea Britanie. În urmă cu 3 ani am fost invitat la conferința mondială a jurnaliștilor de știință și acolo prin mai multe standuri, erau prezente mai multe standuri, printre aceste standuri se afla și unul care avea următorul titlul, următoarea deviză, să păstrăm, să, cum să zic eu, delictul de defăimare să fie scos din zona științei. Este o fundație în Marea Britanie, Sense About Science, o fundație care chiar militează pentru înțelegerea științei de către omul obișnuit. Și această fundație a organizat o acțiune masivă de susținere a lui Simon Sinek. Am semnat și eu o declarație de susținere a numitului Simon Sinek. Între timp lucrurile s-au rezolvat. S-a pierdut procesul, adică Simon l-a câștigat și lucrurile, să zicem noi, au intrat normal. Da, este o problemă. Critici anumite lucruri ce țin de medicină alternativă și iată, ești dat în judecată pentru defăimare. Nu se vine cu dovada care să susțină că o anumită ramură a medicinei alternative ar fi eficientă, că ar face ceva. Nu. Se dă în judecată pentru defăimare. Să vedeți ce se întâmplă la noi. Un bun prieten de-al meu care are blogul Insula Îndoielii și din care am citat de mai multe ori de-a lungul timpului, iată ce scria într-una dintre postările pe blogul său, în urmă cu câteva săptămâni. După ce am publicat al doilea articol despre faimoasa companie a cărei principală grijă este curățarea tuturor locurilor ce nu trebuie curățate, au reușit să mă contacteze. Chestiunea este că atunci când o companie care are o cifră de afaceri impresionantă contactează unei ca nimeni, precum subsemnatul, cu un blog nici măcar foarte popular, nu o face cu prietenie și drăgălășenie. Când ești companie care vinde produse cu eficacitate nedemonstrată și cineva afirmă public că produsele tale sunt o păcăleală pentru consumatori, atunci ce poți face? Chiar așa, ce poți face? Poți să-ți faci produsele eficiente, să aduci argumente științifice prin care să demonstrezi că ceea ce declari în reclame este susținut din punct de vedere experimental în teste robuste și bine efectuate? Nu. Mai bine încerci să-ți reduci criticii la tăcere și să compensezi prin niște reclamă proaspătă.
nu mai bine ameninți puțini oameni care apără consumatorii de afirmații fără acoperire și încerci să-i sperii folosind tactici numite la modul general pumn în gură. Despre ce era vorba? Omul a scris mai multe articole despre un produs din acesta de detoxifiere care înlătură o anume, nu știu cum să zic, o placă mucoidă. E o noțiune care, așa cum o să vedeți, nu are nicio susținere științifică. Și omul a scris despre respectivul produs de detoxifiere, a scris o serie de articole în care, pe blogul său, în care explica ce și cum în legătură cu produsul respectiv. Firesc era ca respectiva companie, respectivul producător sau respectiva firmă de distribuție a produsului respectiv să-i spună: nene, uite, avem dovezile științifice astea, astea și astea, te rog să rezolvi problema, să înțelegi cum stau lucrurile și să publici o dezmințire. Nu. Prin intermediul unei firme de avocatură primește un mesaj din care spicuiesc: vă aducem la cunoștință că în cazul în care nu dați curs prezentei notificări, subscrisa va solicita organelor penale competente și instanței de judecate competente să dispună împotriva dumneavoastră angajarea răspunderii penale și civile delictuale, solicitând pe această cale și obligarea la repararea prejudiciului de imagine cauzat societății. De asemenea, menționăm că transmiterea prezentei notificări și comentarii în cadrul blogului dumneavoastră a fost trimis această notificare sub forma unui comentariu la unul dintre articole. Deci, de asemenea, menționăm că transmiterea prezentei notificări și comentarii în cadrul blogului dumneavoastră reprezintă ultima încercare din partea societății noastre de soluționare pe care amiabilă a situației create exclusiv din vina dumneavoastră. Imediat după primirea acesteia, în condițiile în care nu urmează să încetați actele și faptele ilicite pe care le desfășurați, urmează să solicităm organelor de cercetare penale competente identificarea dumneavoastră și sancționarea conform legii, prin avocat și așa mai departe. Vă mărturisesc că atunci când am citit prima dată acest text și postarea prietenului nostru referitoare la această amenințare, vedeți, se vorbește de delicte, fapte ilicite. Pentru ce? Pentru că pui la îndoială anumite afirmații legate de eficiența unui anume produs, doar pentru asta faci o faptă ilicită, comiți un delict? Nu vi se pare îngrozitor? Nu vi se pare că trăim într-o lume aiurea? Eu mărturisesc că atunci când am citit postarea cu pricina, am pus la îndoială. Am crezut că e o glumă a cuiva. Chiar l-am rugat pe prietenul meu, există comentariile mele acolo pe blogul său, să verifice cumva dacă este reală această amenințare. Dacă nu, cumva este gluma cuiva. Nu știu, vreo năzbâtie, vreo joacă. El mi-a spus că din ce a putut să verifice, este vorba despre un text real. Despre un text nu inventat de cineva, ci chiar o firmă de avocatură care a trimis respectiva amenințare. Tot n-am reușit să cred că amenințarea este reală. Sunt sceptic. Am nevoie de ceva mai mult decât de un comentariu postat pe blogul cuiva, chiar dacă este prietenul meu. Iată că săptămâna trecută am avut o surpriză. Tot de pe blogul Insula Îndoielii, voi cita deocamdată. Când am primit amenințarea de care v-am spus în articolul anterior, am crezut că totul era doar o prostie seacă, intenționată să mă sperie și să-mi colorez și să-mi colorez chiloții, pentru că m-a contactat un avocat. Din fericire, colonul meu era mai surit de atât, m-am abținut grațios și am contactat niște prieteni pentru sfaturi și susținere. Și mi s-a oferit din plin. Am fost pus în legătură cu avocați care au râs de scrisoarea ridicolă a personajelor și în special de baza lor legală. Nu insist asupra bazei legale despre care voi vorbi mai puțin despre această bază legală. De păcate pentru ei, prietenii mei au site-uri respectabile, cumpărate și înregistrate cu nume reale. Și iată, pe principiul salvez un câine de la nec și alte mușcă de au păsit ceva mai nasol decât mine. O scrisoare reală primită pe adresa de acasă. Este vorba despre două site-uri, utopiabalcanica.net și medicologia. Iată cum arată scrisoarea.
Vedeți? N-am pus, n-am postat întreaga scrisoare, există și ștampilă, dintr-o dată lucrurile capătă o altă, cum să spun, o altă lumină. Aici îi se cere direct celor două site-uri să înlăture imediat articolele și sunt enunțate articole publicate în cadrul site-ului aflat la adresa medicologia.info, încetarea imediată a utilizării elementelor asupra cărora subscrisa deține drepturi de proprietate industrială. Practic erau folosite ca ilustrații poze cu ambalajele produselor respectiv. Acum, mă rog, o fi. În data de 22 iunie 2012 ați publicat în cadrul site-ului aflat la adresa medicologia.info articolul intitulat Placa mucoidă, cum să ne detoxifiem de ceva care nu există. Și se dădea, am tăiat, vedeți, n-am nicio referire la produsul catare, care conține afirmații denigratoare și defăimătoare, precum și informații neverificate și mincinoase despre produsul aparținând subscrisei. De asemenea, considerăm că ați adus o atingere și drepturilor de proprietate industrială aparținând, constând în dreptul asupra mărcilor și desenelor industriale, prin utilizarea fără consimțământul societății a elementelor protejate prin aceste drepturi. Chiar utilizarea modificată a elementului dominant, respectiv. Practic nu mai poți să folosești cuvântul colon, ca să fiu mai... N-ai voie să mai folosești cuvântul colon, pentru că reprezintă, cum să spun, un element dominant în denumirea produsului. Și iată, amenințarea continuă. Faptele ilicite săvârșite de către dumneavoastră sunt de natură de a întruni condițiile esențiale ale răspândirii civile delictuale, atât sub aspectul declarațiilor denigratoare și defăimătoare formulate, cât și sub aspectul utilizării ilicite a elementelor asupra care la 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 la. Având în vedere aceste aspecte, vă solicităm ca termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări să lăturați ambele articole denigratoare și defăimătoare și să trimiteți dovada acestei înlăturări. Vedeți dumneavoastră, aici este o problemă. Erau în articolele de pe medicologia și de pe Utopia Balcanică, de fapt erau niște lucruri care țineau de știință. Era vorba despre un element anatomic, să-l numim noi așa, care apare în prezentarea produsului despre care nu, cărea nu-i voi pronunța numele. Este vorba despre așa numită placă mucoidă. Iată ce scrie pe site-ul respectiv. Pentru a se proteja de excesul de aciditate datorat stresului, alimentelor nesănătoase, abuzului de medicamente, paraziților, bacteriilor patogene, organismul secretă mucus. Acest mucus este secretat încă de la vârsta de 5-6 luni când primim hrană prelucrată termic, conservată, pasteurizată. Organismul trebuie să se adapteze la hrana preparată și creează mucusul din mâncarea însăși, folosindu-l ca un filtru de protecție. Cu cât consumăm mai multă hrană prelucrată, cu atât organismul nostru creează mai mult mucus pentru a se proteja. Și cu cât sunt mai periculoase substanțele ingerate, cu atât se depune mai mult mucus. Excesul de mucus nu este deloc bun. Cu timpul, mucusul devine gros și greu, se întărește și îngreunează procesul digestiv. Vă dați seama, păi colonul nostru se face așa un strat gros, îngreunează procesul digestiv, se formează astfel placa mucoidă care îngreunează digestia, asimilarea, drenajul limfatic, excreție. Și avem și aici și o poză, cum arată această placă mucoidă, ceva îngrozitor. Nu insist. Tot despre placa mucoidă, mi se spune că poate duce la cancer de colon. Este necesar ca această placă mucoidă să fie eliminată printr-un mijloc natural, fără să forțăm acest proces, deoarece organismul are tendința de a reface placa mucoidă la fel de repede după ce a fost îndepărtată. Pentru a preveni refacerea plăcii mucoide, trebuie să umblăm puțin la modul de viață, iar modificarea dietei prin introducerea unei cantități mai mari de fibre este ceea ce ne trebuie. După eliminarea plăcii mucoide, oamenii se simt mult mai bine, deoarece aceasta împiedică anumite procese care erau necesare pentru organism, cum ar fi asimilarea vitaminelor la nivelul colonului. Studii recente, nu mi se spune care, au demonstrat că placa mucoidă este una dintre cauzele majore
pentru apariția unor afecțiuni precum cancerul de colon, polipii, diverticuli și bolile inflamatorii. Dr. Anderson și Jensen au menționat în mai multe dintre lucrările lor faptul că acest strat se poate îngroșa cu timpul, lăsând lumenul îngustat în unele cazuri cu diametru nu mai mare decât grosimea unui creion. În astfel de situații, placa mucoidă este un obstacol major în absorbția substanțelor nutritive din colon, obstrucționând funcțiile normale ale peretelui colonului, ea reprezintă punctul de pornire în intoxicarea sângelui, a limfei și apoi a întregului corp. Vedeți, v-am citat pe larg din susținerea, din aserțiunile legate de această placă mucoidă, placă mucoidă care produsul care este criticat de prietenii mei ar ajuta în înlăturarea sa. Problema este că și vă invit, pot să revin în cadru, vă invit să consultați și dumneavoastră literatura de specialitate. Nu veți găsi nicăieri, dar nicăieri această placă mucoidă ca fiind prezentată în niciun manual de medicină, niciunde. Și, cum să vă spun, am făcut eforturi mari ca să găsesc informații legate de această placă mucoidă. Dr. Anderson, despre care se spune mai devreme, este cel care a inventat, să zic eu așa, noțiunea de placă mucoidă. El afirmă că medicii nu pot să vadă această placă mucoidă pentru că nu sunt pregătiți să o vadă. Cum adică? Când ea poate să lase un spațiu doar așa cât un creion în colon, nu poate fi observată în niciun fel? Păi există foarte multe metode de, cum să zic eu, de investigare a colonului. Sunt, cum să vă zic, iar și n-aș vrea să intru eu în foarte multe detalii, dar există de pildă colonoscopia. Colonoscopia, într-adevăr, se face cel mai adesea după ce s-a curățat colonul cu ajutorul unei clisme. Dar există cazuri în care trebuie făcută în regim de urgență. Nu a fost văzută niciodată o asemenea placă mucoidă. Nici în urma, cum să zic eu, sutelor de mii de autopsii care s-au realizat de-a lungul timpului, această placă mucoidă nu a fost identificată clinic. Ea practic nu există. Despre ceva care nu există, nu vei găsi, cum să zic eu, foarte ușor afirmații cum că nu există. N-ai ce să... Omul ăla zice ceva, nimeni nu-l bagă în seamă decât așa, când vine vorba despre vreun asemenea produs. Dar am declarația sau articolul unui medic. Este domnul Dițoiu Alexe Valerian, care este de la Spitalul Funden, care chiar cu chestiile acestea se ocupă. Și titlul articolului este destul de, cum să zic eu, destul de semnificativ. Și îl puteți găsi și dumneavoastră pe net, eu doar citesc câteva pasaje. Mi-ar fi plăcut să fie pe lângă partea extrem de populară, folosește un limbaj extrem de accesibil, mi-ar fi plăcut mai multe detalii tehnice, să le numesc eu așa. Dar titlul articolului este destul de semnificativ. Placa mucoidă, moartea organismului, întărirea și detoxifierea organismului, durere, gastroenterologie, tratamente naturiste. Când oamenii nu mai au ce face, și autor, dr. Dițoiu Alexe Valerian, Spitalul Funden, Clinica Medicală, când oamenii nu mai au ce face, vor să-și curețe unele organe sau chiar întregul organism. Dacă ar exista curățătorii ecologice pentru organism, probabil că ar fi coadă mare la programări. De ce trebuie să credeți că, vedeți, trebuie să mă amble puțin la limbaj, e cu copy-paste, de ce credeți că trebuie curățat colonul acum? De placa mucoidă, entitate care este extrem de periculoasă, care ne ucide, deci avem o viață de rahat, dar nu există. Această placă nu există. Placa mucoidă este doar o mare tâmpenie care prinde la fraier. Domn doctor n-a primit încă o scrisoare de amenințare cu trimiterea în judecată. Se pornește de la ipoteza falsă că în intestin stagnează resturi de materii fecale. Absolut fals și ai scris cu majuscule în textul domnului doctor. Am făcut mii de colonoscopii și alții au făcut milioane de colonoscopii, dar niciun medic nu a găsit niciun cârnat de ceva stagnând în intestin. Nici nu poate stagna ceva un timp în intestin, pentru că atunci
în acest caz s-ar produce necroza, putrezirea țesutului. Iată opinia unui specialist. De ce nu găsim, repet, în lucrările medicale, în lucrările de anatomie, de fiziologie, prezent această placă mucoidă pe care producătorii respectivului remediu, să zicem noi așa, naturist, tot afirmă că o îndepărtează. De ce nu găsim referire la această placă mucoidă nicăieri? În nicio lucrare științifică. Cum spunea și prietenul meu, de pe cel care scrie pe blogul Insula Îndoielii, nu era mai simplu să vină, uite domnule, lucrarea științifică, cu tare, pac, placa mucoidă există. Se poate răspunde la fiecare afirmație făcută oriunde, pe un blog sau pe un site, în acest fel. Ați făcut o afirmație greșită. De ce este greșită? Pentru că, uite, noi avem dovada că dumneavoastră nu aveți dreptate. Dar în textele legate de cele trimise de avocați se vorbește de defăimare, denigrare. Cum să denigrezi în știință? Cum să defăimezi în știință? Este vorba despre știință aici. Despre faptul că un produs anume face ceva. Îmbunătățește ceva. Ca să nu mai zic despre un alt aspect. Produsul este un supliment alimentar. El nu ar trebui să aibă nicio referire legată la tratarea sau prevenirea unor boli. Ori pe site-ul lor se afirmă că produsul respectiv previne cancerul. Aici se încalcă o lege, legea suplimentelor alimentare. Dar nu contează. Important este ca oamenii să fie amenințați. Mă gândesc cum ar putea să se desfășoare vreo activitate științifică. Ea se bazează pe dovezi, se bazează pe discuții în contradictoriu asupra subiectelor abordate. Găsiți în publicațiile de știință adesea, cum să vă zic eu, articole care contrazic afirmațiile din alte articole. Păi să începem cu toții o campanie din aceasta de dare în judecată. De ce ai zis că nu am dreptate? Nu, în revistele de știință așa se și răspunde. Se vine cu contraargument. Aici nu. E vorba de defăimare, denigrare și se sare tot timpul peste aspectul cel mai important. De exemplu, placa mucoidă este dovedit clar că nu există. De ce nu se vine cu dovada cum că ea există? Nu e mai simplu așa? Dar vedeți, în lumea pseudoștiinței, așa cum am afirmat-o de mai multe ori, nevoia de dovadă este trecută pe un plan extrem de îndepărtat. Important este să, cum să zic eu, să prezint în așa fel produsul meu, astfel încât o sumedenie de oameni care cred în virtuțile unei medicini naturiste să îl achiziționeze. Este la modă tratamentul de tip naturist. Cât este el de eficient, cât nu este el de eficient, asta rămâne să mai discutăm și în alte emisiuni. Eu trebuie să mă opresc aici, dar vă dau întâlnire în același loc și la aceeași oră, săptămâna viitoare. Al dumneavoastră, Cristian Roman.